Azi este miercuri. Vineri, eu am examen la elemente juridice. Și mă pun să dorm. Și mâine de la 6:30 o luăm de la capăt. Acum examenul oricum a fost... Nu mă așteptam la ce a fost, deci nu... Efectiv, după ce l-am închis, m-a bufnit puțin plânsul. Nu pot să zic că îmi displace materia în sine, doar că mi s-a luat acum de ea momentan, pentru că, vă dați seama... Ziua asta e mult mai chill decât m-aș fi așteptat să fie. Hello! E ora 7 seara aproape și da, știu că e ceva ciudat să încep un vlog, daily vlog, poate la ora asta. Dar astăzi am avut examenul de anatomie și încă n-am primit rezultatele. Așteptăm de la 2:30. And still nothing. Și între timp am fost și eu la cumpărături, în sfârșit, după ce n-am mai ieșit ceva timp din casă. Și acum încă stau și aștept. Efectiv, e sentimentul ăla super aiurea în care nu știi exact ce ai făcut, pentru că nu mi s-au dat gen răspunsurile corecte la grile, doar mi s-au dat răspunsurile noastre la grile și eu una nu stau acum să caut prin cărți să văd care erau răspunsurile corecte la grile unde sunt nesigură, pentru că, nu știu, mi se pare că mai rău fac. Oricum, am uitat să bifez o grilă, a fost un examen gaș. Nu mă așteptam la așa ceva, sincer, dar ideea este că azi este miercuri. Vineri, eu am examen la elemente juridice. Materie de care nu pot să zic că m-am preocupat foarte tare, în primul rând pentru că este o materie de 2 credite și în al doilea rând pentru că este o materie destul de logică și cu nu foarte multe noțiuni pe care un om normal nu le are. Sunt anumite chestii pe care trebuie să le învăț și peste care trebuie să mă uit, ceea ce o să fac mâine și posibil în seara asta și vineri, înainte de examen dimineața, pentru că avem examenul la 10, dar m-am gândit să fac un vlog în care să vedeți cum organizez pentru un examen, pentru care, practic, în afară de a fi prezentă la cursuri și la LP-uri, n-am făcut nimic. Asta în comparație cu Anato, unde efectiv în ultimele 2 săptămâni am stat doar pe Anato, de dimineață până seara, și am început să învăț de la începutul semestrului. Și a fost un fiasco examenul, cred. În fine, am zis să încep din seara asta vlogul. O să mă apuc să fac și ordine prin cameră, pentru că, Doamne iartă-mă, după un examen este horror mereu. Trebuie să schimb lejeria, să bag la spălat. În fine, mi-am făcut provizii din nou, pentru că nu mai aveam aproape deloc mâncare. Ceea ce nu se întâmplă prea des la mine. Dar ne mai ieșim de atâtea zile din casă, vă dați seama. Și apoi, nu știu, încă aștept rezultatele, ar trebui să le primim în cel mult o oră. Iar apoi o să mă apuc să mă uit peste niște cursuri, pentru că, efectiv, nu știu ce să fac. Chiar nu știu ce să fac. Mă simt așa foarte ciudat, fără a avea nimic propriu zis de făcut. Mi-am exprimat și eu cursul. Mă rog, o parte, că avem, ne-am mai pus încă un material adițional. Un fel de carte pe care am listat-o acum, înainte listasem cursul propriu zis. Și nu înțeleg cum puii mei mi le-a scos, pentru că efectiv sunt într-o ordine handicapată. Nu înțeleg în ce ordine sunt oricum. Și oricum le dădusem să se imprime față verso. Și da, ok, mă așteptam probabil să iasă invers, like, cu fundul sus, pe parte, că mai pățesc asta. Dar să mi le scoată în halul ăsta de încălcite, nu am mai pățit. Și acum, efectiv, trebuie să stau cu Word în față și să nu merotez paginile, pentru că altceva nu știu ce să fac. De listat încă o dată nu mai apuc să mai listez. Dar, da, este 7:30. Atunci când am vorbit prima dată cu voi era 6, de fapt, nu știu ce am impresia că e 7. Probabil din cauza că sunt obosită, dar în seara asta trebuie să mă scol și pe păr. Pentru că, da. Și o să stau acum să-mi aranjez cursul, probabil o să mă să-mi fac baie. Iar apoi o să mă apuc să-l citesc și să trec o dată prin el, să-l citesc. Pentru că, în mod normal, dacă era o materie stufoasă, vă dați seama că nu-mi lăsam o zi jumate aproape pentru ea și mă străduia mai mult. Dar e o materie care, nu știu, are logică, pe care dacă o citești o reții în mare parte, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le învăț. Și, de principiu, am întrebat și eu un stânga și dreapta pe cei care au dat deja examenul și au zis că unii au învățat în câteva ore tot, așa că eu deja cu o zi jumate cred că sunt ok, sper. O să vedem cum o să decurgă lucrurile. Cert este că aici am vreo 50 de pagini. Și, mă rog, ar mai fi cursul, dar cred că ăsta are undeva la 15 pagini. Cred că se regăsește în carte. Poate sub o altă formă sau nu știu, o să mă uit oricum în paralel pe ele, pentru că mai avem și niște PPT-uri.
pe ce nu le mai listez. O să mă uit să văd dacă am informații în plus față de curs, dacă nu... Am venit în pat cu elemente juridice. Eu de obicei nu învăț în pat, dar în seara asta am de gând doar să citesc așa și să văd care sunt diferențele între ce au ei pe platforma A, iar nu mă focalizează super. Bun, ce au ei pe platforma de elemente juridice, adică materialele pe care le avem la examen, față de cei în PPT-urile de la curs și de la LP. Ca să-mi fac o idee ce trebuie să adaug și să învăț în plus. Nu știu dacă o să mai am energia necesară de a rezolva părul, pentru că nu e vorba că mă simt rău, doar că acele dintre voi care aveți examene știți că sunt destul de solicitante din toate punctele de vedere. Adică, pe lângă energie, te consum și foarte mult. Adică, eu una mă consum foarte mult cu examenele. Astăzi am fost așa. De asta nici nu m-am apucat până la până când am primit rezultatele să fac nimic, că nu puteam, efectiv. Eram la modul... nu. Bine, plus că de obicei după un examen nu prea mai fac nimic în ziua respectivă. Acum e o excepție pentru că am doar o zi, like, mâine, ca să-mi pun la punct ce am la elemente juridice. Dar... mă simt foarte obosită și probabil o să-mi fac un duș, o să mă culc. Că nu mai am răbdare să stau să mă usuc pe păr și o să rezolv asta mâine, probabil. Asta este, o să mă suportați cu părul așa. Bine, nu că după ce îl spăl ar sta el mai ok. Dacă nu bag placa în el sau ondulatorul, nu stă ok, dar ideea în sine. Până atunci, e cam 8:30, până pe la 9:30 o să stau să citesc aici ce am. Și apoi să mă duc, îmi fac un duș și mă pun să dorm. Și mâine la 6:30 o luăm de la capăt. În ultimele două zile mărturisesc că am dormit mai mult pentru că mă simțeam obosită și pentru că terminasem deja la NATO tot. Adică eu în ultimele trei zile am stat și mi-am re-repetat tot. Și na, acum am lăsat-o mai moale pentru că deja când ajungi în punctul în care re-repeți totul, nu prea mai ai aceeași răbdare, iar nu mă focalizează. Da, în fine, nu mai ai aceeași răbdare să iei totul cuvânt cu cuvânt. Și eu efectiv ce am făcut a fost să îmi scriu din nou tot, mă rog, tot, să-mi scriu pe scurt
fiecare capitol ca să văd eu că l-am învățat și ca să fiu mai sigură pe mine. Acum examenul oricum a fost, nu mă așteptam la ce a fost, deci nu... Efectiv, după ce l-am închis, m-a bufnit puțin plânsul și din cauza tensiunii care fusese și mă rog. Dar acum sunt ok, a trecut, încă 5 examene și trece sesiunea, yay! Dacă o să întrebați, am 7 examene sesiunea asta. Am avut examenul de opțional și examenul de anato. Urmează acum vineri elemente juridice. Dacă n-aș mai fi autofocus, ar fi perfect. Apoi pe 19 am engleză, pe 24 am biochimie și apoi mai urmează biocel și fizio. Dar până pe 10 iulie, oh my god, acum mi-am dat seama că mai e fix o lună până o să termine sesiunea. Deci încă o lună de chin. Bine, nu e chin, dar vă dați seama că efectiv stăteam și mă gândeam că noi, practic, în afară de vacanța intersemestrială, nu am avut o pauză așa în care să ne recreăm și noi ca lumea. Oricum, vacanța intersemestrială mi s-a părut că a trecut super, super rapid și că n-am simțit-o, deci a fost... Și apoi ne-am reîntors la facultate, din nou începe să înveți ca să nu rămâi în urmă. Bine, ce-i drept, în timpul facultății, mă refer în timp ce ai cursuri, nu stai și înveți cât înveți în sesiune. Că nu e nimeni nebun după 12 ore de cursuri să stea să învețe încă 5 ore. Dar stai totuși și înveți cel puțin în weekend-ul sau dacă ai o zi liberă la facultate. Eu învățam, nu pot să zic că mi-am lăsat sau dacă nu învățam, cel puțin îmi structura materia și treceam o dată prin ea. Pentru că, da, mulți m-ați întrebat dacă nu mi se pare că pierd timpul când îmi scriu materia. Cred că am mai discutat de treaba asta, nu. Pentru că de multe ori rețin anumite lucruri și mi se pare mult mai ușor să învăț dacă sunt scrise de mine și sunt structurate de mine și sunt așezate în pagina astfel încât să-mi fie mie mai ușor să le rețin. Și, de exemplu, la NATO, dacă iau un calcul și partea când am scris materia, am trecut practic de 4 ori prin majoritatea subiectelor, pentru că a fost când le-am scris odată, apoi când m-am apucat în timpul anului să le învăț, în sesiune când le-am reluat la rând ca lumea și le-am învățat, pentru că se șterseseră anumite informații, nu complet, dar na, nu mai știam toate detaliile și a mai fost încă o dată când le-am re-repetat în ultimele 3 zile. Și cu toate astea tot nu am știut tot, pentru că, nu știu, anatomia mi se pare o materie foarte, foarte complexă și să știi toate detaliile mi se pare imposibil, pentru că e o materie la care vă spun sincer că se tocește destul de mult, în comparație, de exemplu, cu biochimia, unde reacțiile și fenomenele care au loc sunt mult, mult mai logice. La anato faci conexiuni, dar faci conexiuni între părți cumva mai mari, e mai complicat și sunt foarte multe lucruri care trebuie luate ca atare la anato. E complicat. Dar nu pot să zic că îmi displace materia în sine, doar că mi s-a luat acum de ea momentan, pentru că, vă dați seama, să faci în continuu asta, îți ajunge la un anumit moment dat. E ca și cum ai mâncat același lucru în fiecare zi, oricât de mult îți place, la un moment dat ți se ia. Și în ultimele zile eram la modul, Doamne ajută să treacă o dată să mă apuc să învăț la altceva, că nu mai suportam efectiv. Așa că mi s-a îndeplinit dorința și m-am ales cu elemente juridice. Da, un lucru vă mai spun și mă apuc și eu de treabă. Ieri m-am apucat de cartea aceasta, Șoareci și oameni, care e o carte faină. E ultima carte pe care, mă rog, am primit-o de la prietenul meu. Noi suntem genul de oameni care ne facem mereu cadou cărți, că-s why not, pentru că amândurora ne place să citim. Și, sincer, nu prea am dat mari șanse inițial, pentru că eu nu sunt, nu prea îmi plac cărțile a căror acțiune au loc în secolul trecut sau acum două secole. Asta, în schimb, e faină. Sunt undeva pe la jumătatea ei. Da, cam așa, aproape de pagina 100. Și chiar făinuță. Este în principal până acum despre prietenie. Și e foarte faină, chiar vă recomand. Și se citește și ușor. M-am apucat ieri de ea. N-am citit foarte mult ieri, cred că am citit undeva la 20 de pagini și restul de pagini le-am citit astăzi înainte de examenul de anato, pentru că nu mai puteam să mai citesc anato. V-am spus, mi se luase efectiv și am zis că decât să stau să mă uit pe pereți, ceea ce am făcut vreo 2 ore, mă rog, o oră, am preferat să stau și să citesc. Asta v-am să vă spun, poate mai citesc ceva de seară,
sper, după ce termin cu elemente și cu dușul. Până atunci o să mă apuc de treabă, finally. Neața, e a doua zi. E 6:30 și doar ce m-am trezit. În seară, efectiv, am picat moartă la 9:30. Nu mai știu dacă am dormit la 9:30 sau la 10. Ideea e că am dormit dusă. Și, efectiv, acum așteptam să sune ceasul, adică alarma. Știam că am la 6:30 și mă gândeam că de ce nu sună. Că poate am uitat să o pun, dar știam că n-am uitat să o pun. Și mă gândeam dacă am pus-o la 6:30 sau la 7:30. Pentru că nu mai mi-a ceva minte. Și vă dați seama că nu să mă ridic din pas, mă gândesc ceas, no way. Dar, în final... În final a sunat, m-am trezit, e ok. O să mă dau jos din pat. O să mă schimb. Așa, înțelegeți voi. Și o să mă apuc de treabă. O să fie o zi lungă. Cu toate că aseară am citit câteva pagini. Am mai vorbit și cu niște prieteni care deja au dat examenul și mi-au spus că, de fapt, cred că asta m-am spus și aseară, că în principiu trebuie să învăț din PPT-uri și de pe ce e pe site, nu din cartea aceea de 50 de pagini, care mi s-a listat mie aiurea. Și pe aceea am zis că o să o citesc în seara asta, că mai rămâne timp să văd dacă e ceva în plus. Din ce am citit aseară era totul super ok, sunt chestii super logice, la modul că să știm că malpraxisul este o faptă civilă, nu penală. Deci, da, cred că o să arăt ok. Îmi și place partea asta și, mă rog, fiind și atentă la majoritatea cursurilor și LP-urilor, cred că o să-mi fie cumva mai ușor, sper. Dar, da, o să mă dau și jos din pat, finally. Și să înceapă și ziua asta. Bun, deci, da, nu știu ce vreau să spun. Este că mi-am făcut deja o cafea, am zis în cazul în care, nu știu, am nevoie. Este 7:10, în principiu o să mă ocup vreo 2 ore de elemente juridice. Bine, acum depinde și cum o să meargă, ca aseară în jumătate de oră, să spun așa, trecut prin... am trecut prin mai multe pagini decât credeam eu, prin vreo 5 pagini. Deci în 2 ore ar trebui să trec prin tot și apoi să le re-reiau și re-reiau și tot așa. Da. Păi cam asta o să facem. După o să mă duc să mănânc. Mă rog, să văd ce mai am de făcut. Trebuie să arunc și florile alea. Alea nu sunt aceleași din clipul trecut, sunt alți bujori. Pe care de asemenea trebuie să le arunc. Da. Dar cam atât.
jumătate și am terminat practic de parcurs materia pentru elemente juridice. Am zis să iau o pauză, apoi o să fac grile, câteva grile pentru că n-avem foarte multe. Și apoi o să reiau, mai citesc cazuri. Principiul materiei nu e foarte grea, e destul de ok. În orice caz, cred că o să mă apuc să mai îmi fac niște scheme și la engleză, pentru că engleza e următorul examen pe 19 și apoi pe 24, după cum am spus, biochimia. Și până pe 19, în primele 3 zile, am zis că o să fac și biochimie și engleză, iar apoi o să-mi las 3 zile doar pentru engleză strict, iar apoi o să mă ocup din nou de biochimie. Între timp am zis să mai citesc și eu ceva, am cartea aici cu mine. În principiu ar trebui să o termin astăzi, sau aș putea să o termin, că mai am 100 de pagini. Și se citește oricum foarte, foarte ușor, e și scris relativ mare și paginile sunt mici, deci ar trebui să fie ok. L-am aici pe Vladimir cu mine, care stă și, nu știu, mă ține în brațe. Da. Cam asta am de făcut, cam asta o să fac. Ziua de astăzi mi se pare destul de chill în comparație cu zilele care au fost înainte la NATO, când era nebunie maximă și nu, deci mi se pare, efectiv am trecut prin toată materia de elemente juridice și mi se pare super, super ok materia, asta e toată chestia. Mi se pare că, nu știu, parcă citești de drag, adică sunt niște chestii de care oricum ai nevoie în viața ta ca doctor, ca medic și, nu știu, mi se par super logice și efectiv tu trebuie doar să înveți să faci diferența între răspunderi penale, juridice, acțiunile, adică acțiunile pe care poți să le faci tu ca medic. Cred că înțelegeți ce vreau să spun. Și, na, ne dau tot felul de exemple, de cazuri, de ce trebuie să facem cu un pacient, cu acordurile pe care trebuie să le luăm și toate nebunile acestea și mi se pare foarte, foarte fain. Avem și o platformă foarte faină de e-learning pentru elemente juridice, deci și-au dat interesul oamenii aceștia, chiar dacă e o materie destul de nesemnificativă în comparație cu restul, și destul de ușurică și-au dat interesul, ceea ce mă bucură maxim. O să fac și grilele mai încolo, în momentan am spus că vreau să citesc și o să fac apoi grilele ca să văd dacă am înțeles ceea ce am citit și dacă mi-am însușit informațiile și să văd pe ce trebuie să mai lucrez și pe ce pun ei accentul și cum formulează întrebările. Asta mă interesează cel mai și cel mai mult. Am făcut o pauză de la citit. Pentru că de curând am început să folosesc în loc de semn de carte imaginile celor de la YOLOBOOK, pentru că au o cutiuță foarte faină. V-am arătat eu pe Instagram, de fapt. Și mi se pare că imaginile astea, bine, pe lângă faptul că pot fi folosite în orice, nu știu, idee pe care o aveți, pentru cadouri, să le puneți pe pereți, I don't know, mie îmi place să le folosesc pe post de semn de carte. Bine, eu aici am o poză cu prietenul meu și n-am. Și nu știu, cumva mă motivează să citesc mai departe și mi se pare și un semn de carte drăguț, pentru că m-am plictisit de acelea basic pe care le tot am și le schimb și sau semne de carte pe care le primesc la cărți, chiar dacă nu au toate. Sper că mă auziți bine, pentru că țin camera destul de departe și am și geamul de la cameră deschis, dar it should be ok, sper. Dar da, mi-am amintit în timp ce citeam de chestia asta. Dar nu știu dacă voi ați auzit până acum de YOLOBOOK. Ideea e că eu am avut câteva colaborări cu ei de-a lungul ultimelor luni și am fost super, super, super încântată de albumele lor, pentru că sunt super drăguțe și efectiv mi se pare un mod fain de a-ți păstra amintirile practic pe parcursul anilor, pentru că pe bune acum foarte puțini sunt aceia care se mai uită la imagini din telefon, nici eu nu o fac, chiar dacă am o grămadă de albume salvate și pe Google Photos și peste tot. Atunci când le ai listate imaginile și pozele, mi se pare mult mai ușor să te uiți prin ele și să-ți aduci aminte de acele momente. Și asta mi-am dat seama când mi-am adus aminte toate imaginile pe care le am de când eram eu micuță până pe la, nu știu, 5-6 ani, pentru că după au început să fie depozitate mai mult în format digital și na. Dar mă bucur că cei de la YOLOBOOK au readus cumva în atenția noastră modul acesta de a păstra amintirile. Ziua asta e mult mai chill decât m-aș fi așteptat să fie. E 12. Mai am nu știu cât mai am din carte. Nu mai am oricum foarte mult. Cred că mai au la 40 de pagini.
Ideea este că vreau să mă apuc să mă uit peste niște grile care s-au mai dat, ca să-mi fac o idee cum o să fie examenul mâine și pe ce trebuie să mai insist, cu toate că materia nu e foarte multă și oricum probabil până diseară o să mai trec de vreo 2-3 ori prin ea. Vreau să văd și cum mă descurc pe grile. Am băgat între timp la cuptor o bruschetă cu usturoi, cred. Sunt bruschetele acelea congelate cu unt de la Kaufland, Lidl. Am mâncat acasă, știu că a făcut sormea la un moment dat. Mă rog, a făcut, a băgat-o la cuptor, că practic n-ai nimic de făcut la ea. Și efectiv nu știam ce să fac și n-aveam chef să mă apuc să gătesc. Așa că am zis că asta ar fi o soluție ok. Eventual pot să mănânc cu ceva mușchi, roșii, văd eu. Da. Și da, până se face aia, ceea ce ar trebui să dureze undeva la 15 minute. Bine, n-am de gând să mănânc momentan pentru că nu mi-e foame. Dar am mâncat de dimineață. N-am stat nemâncată până la ora asta. Dar până atunci o să îmi trimit poate și o cafeaua și o să mă uit peste grilele alea și apoi o să mă reapuc să recitesc și da. Chiar e foarte chill totul când vine vorba de elemente juridice, dar v-am spus că mai pe seară, mă rog, mai pe seară, probabil pe la 4 o să mă apuc să mă mai uit și peste lecțiile de la engleză și să mai am descris unele lucruri, adică eu m-am apucat să-mi scot cuvintele din lecții. Ideea e că trebuie să reiau și toate lecțiile cu texte, pentru că aparent dau din ele. Like, să completăm noi cuvinte cum e în text. Și asta înseamnă că trebuie să cunoști destul de bine informația din texte ca să poți face asta pe grile. Ceea ce nu este foarte plăcut, dar hei, asta este. Da, ok, fix după ce am terminat atunci de vorbi cu voi, am primit mesaj să intru pe Meet cu proful de anato, pentru că, mă rog, trebuie să mai dea niște update-uri în legătură cu examenul și în fel de raporturi finale, mă rog, nu intru în detalii, că n-are sens. Ideea e că singura mea problemă cu grilele de la elemente juridice e faptul că unele sunt super mega extra interpretabile. Și ca să vă faceți o idee, noi avem examenele grile, iar materiile care au două credite, adică opționalele și elemente juridice, de exemplu, au examenul 25 de grile în 20 de minute, iar restul 45 de grile în 30 de minute. Ei, problema este că, fiind 25 de grile, o grilă are un punctaj destul de mare. Adică tu dacă vrei 10, n-ai voie să găsești mai mult de o grilă. De asemenea, din ce m-am uitat eu pe ele, marea majoritate sunt super ok întrebările, dar sunt vreo 5, 6, 7 super mega extra interpretabile. Și tu dacă greșești 6 grile, deja poți să-ți ia adio nu de la 10, dar poți să-ți ia adio și de la 9. Și mi se pare destul de aiurea. Și mi se pare interpretabilă la modul că nu avem ceva concret, sau eu nu-mi dau seama să fie ceva concret, pentru că am vorbit și cu colegii de grup acum și mi se par unele întrebări, geamul deschis de aia se aude așa, mi se par unele întrebări iși, dar na, sper să fie ok mâine la examen, să fie întrebări concrete, cu toate că sunt sigură că nu o să fie toate. Dar oricum eu o să mai citesc astea din nou. Adică v-am spus că se citește super ușor și se parcurg foarte ușor pentru că sunt chestii logice și doar anumite lucruri nici măcar nu trebuie învățate cum vezi la anato. Trebuie efectiv să te gândești la ele și să ți le însușești, atât tot. Adică nu se compară învățatul la anato cu învățatul la elemente juridice unde e totul mult mai light și mai relaxat. But still e un examen și trebuie să învățăm și la el, mă rog, să citim, să avem habar. Da. Cam asta este. O să continui să mă mai uit încă o dată pe ele, iar apoi vreau să mă duc să mănânc. Chiar dacă mi s-a ars bagheta. Pentru că, mă rog, v-am spus că am intrat pe Meet cu proful și trebuia să o las 10-15 minute la cuptor. E, până să ajung eu în bucătărie au trecut vreo 20 și, na, mă rog, s-a rumenit puțin mai mult. Dar data viitoare o să țin cont și o să o verific după 10 minute. Am zis că acum nici nu se încintase cuptorul și am zis că o bag așa. Și, na, în fine, nu mai contează. Trecem la treabă.
A, da, și în cazul în care nu vi l-am mai prezentat până acum pe vlog, ceea ce probabil s-a întâmplat, adică nu s-a întâmplat, el e Bobo. E molecula mea de cafeină care îmi poartă noroc de obicei. Adică am avut-o la toate examenele din primul semestru cu mine la facultate și acolo sunt picăturile mele de alergie, dar faceți abstracție de ele. Dar da, el e Bobo și este drăguț și cute și... și e drăguț, pe bune, chiar e drăguț. Am terminat cu ceea ce voiam să fac la elemente juridice și am zis să îmi fac puțin programul pentru examenele ce urmează, adică biochimie și engleză, pentru că apucasem să-mi fac doar la anato, în fine. Ideea e că vreau să-mi scriu toate capitolele la biochimie și am văzut o idee foarte, foarte faină pe Instagram, nu mai știu exact la cine, la Medicine Art, cred, sau ceva de genul, și să scrii fiecare capitol, iar apoi să îți faci un tabel și în funcție de cât de dificil ți se pare capitolul respectiv, să-l repezi de mai multe ori. Și am zis că e destul de folositoare ideea asta și o să o aplic și eu. Agenda, dacă vă interesează, este cea de la Roca. O să vă las și pentru asta link în descriere. Sunt agendele acelea făcute din piatră, adică nu e hârtie de făcută din copaci. Și au paginile foarte groase și faine și este cu buline. Singurul dezavantaj e faptul că trebuie lăsat să se usuce dacă scrieți cu pix cu gel, pentru că o să se... Ideea ar fi că la biochimie pot să-mi structurez cât de cât materia încât să organizez, o să las agenda să usuce, încât să o organizez cât mai bine. În schimb, la engleză e puțin mai complicată treaba. Eu deja m-am apucat să-mi fac scheme cu anumite chestii, plurale, vocabular, dar n-am terminat pentru că sunt multe cuvințele, multe chestii noi, mă rog, pe unele le mai știm, pe altele nu. Dar ideea e că vreau să... nu mai am foarte mult. Mai am niște cuvinte în caiet, iar apoi trebuie să iau fișele pe care le-am primit la facultate la rând și să mai dau și de pe acolo cuvinte pe care nu le cunosc. Și mai avem și textele astea. Dar ar trebui să fie ok, sper. Ideea care este că eu vreau să mă apuc să-mi organizez și în bullet journal pe săptămâni, mă rog, pe zile, practic, ce am de făcut, pentru că până acum asta făcusem la anato, pusesem exact ce subiecte să fac pe zi, nu pusesem pe ore. Pe ore am făcut în agenda aceasta de la Roca,
dar am zis că pentru engleză și pentru biochimie nu are sens să fac tot pe ore, pentru că efectiv sunt mai puține subiecte pe care trebuie să le ating și atunci pot să mă ocup, să zicem, într-o zi de două subiecte și să-mi trebuiască să le programez exact pe ore strict. Așa că... Da, ok, pe 12 mi-am trecut examenul de elemente juridice. Iar apoi pe 13 am zis că o să-mi las 3 zile strict pentru engleză, iar 13, 14, 15 o să fac engleză combinat cu biochimie, ca să le alternez cumva. Deci pe 13 să spunem că o să pun la biochimie hormonii, care ar trebui să meargă ok. Iar la engleză, nu știu, o să iau niște scheme de pe aici. Teoretic sunt puse la rând, practic, nu știu. Education, general med, da, o să încerc să trec prin, ce-i pe aici. Oh, da. Sunt foarte complicate să le la engleză pentru că le avem împrăștiate prin toate părțile posibile. Cred că astea de vocabular o să le las mai spre final și o să mă ocup de sufixe, prefixe și pluraluri. Da, cel mai ok. Some hours later, am făcut și ceea ce voiam la engleză, ce fac cu țesuturi. Mi-am mai recapitulat și elementele juridice. Am mai mâncat și ciocolată, pentru că, da, în sesiune ciocolata este la putere, din păcate. Dar ideea ar fi că este aproape 6 seara și probabil o să mă duc să fac baie ca să-mi dus un suc și pe păr. În fine, și apoi cred că o să mă pun să termin cartea, pentru că nu mai am foarte mult din ea, iar pe la 8 o să vorbesc pe Zoom cu prietenul meu legat de anato și de examen, pentru că el îl are mâine și, mă rog, vrea să mai repetăm ceva, și să vorbim și despre elementele juridice, pentru că eu am mâine, mă rog, înțelegeți voi. Ideea e că mi se duce bateria la cameră, o să o pun la încărcat în timp ce fac baie și mai vorbim după. Gata. Sunt și eu gata după 10 ore jumate. Mă rog, 10 ore jumate pentru că am mai stat să mai vorbim pe grup legat de elemente juridice, întrebări peste întrebări, pentru că sunt foarte multe chestii interpretabile. Am spus eu că e ok materia. Materia e super ok, doar că întrebările de examen nu știu cât de ok o să fie. Cel puțin, nu știu, nu vreau să mă pronunț. Ideea este că e 7 jumate și cred că o să încerc să termin cartea, pentru că în jur de 8 probabil o să intru pe Zoom cu prietenul meu să mai discutăm de anato, că el are mâine examenul, și de elemente juridice. Și da, cam asta a fost ziua de astăzi. Mă gândeam la un moment dat să vă răspund întrebărilor pe care v-am spus că puteți să mi le lăsați pe Instagram legate de bac și de admitere, dar mă gândeam să fac și mâine un vlog în care să vă arăt cum decurge practic dimineața înainte de examen. Pentru că apoi, de obicei, în ziua cu examenul nu prea mai fac nimic, sincer. Adică, oricum, mâine o să mă duc cu prietenul meu și o să stau, efectiv, o să zac ca o legumă. Pe primul semestru asta făceam după fiecare examen. Acum nu pot să zic că am fost foarte stresată cu elementele juridice, că n-a fost foarte mult de învățat. Dar, în rest, după fiecare examen eram epuizată din toate punctele de vedere și asta e cea mai bună soluție ca să poți să-ți reîncarci bateriile până ziua următoare, ca să te reapuci de treabă, să stai.
Deci, da, am zis să fac un clip, să vă arăt cum decurge dimineața înainte de examen și eventual m-am gândit eu să vă răspund ulterior după examen, ca să aveți așa și o părere despre cum a fost examenul, dacă tot am vorbit atât despre examenul ăsta pe vlogul de astăzi, să vă răspund și întrebărilor pe care mi le-ați lăsat, pentru că nu sunt foarte multe și cred că în 10 minute le rezolvăm. Da. Cam asta a fost clipul de astăzi, cred, adică nu cred să mai fac vreun alt update. Îmi stă și mie părul ok momentan, ok până dimineața, pentru că dimineața o să stea în toate direcțiile, mereu pățesc asta. Părul meu, în mod normal, e drept, like, destul de drept, dar cel puțin când îl spăl și îl usuc. După a doua zi dimineața, ha, nu mai e o harababură completă, nu-mi înțeleg părul de multe ori, dar asta e. Mâine poate vă dau și un update legat de carte și cum mi s-a părut. Până acum a spus mi s-a părut drăguță, nu e o carte grea, e chiar făinuță. Și îți dă așa un vibe bun când te gândești că, na, există oameni care îți sunt prieteni pe bune fără să aștepte ceva în schimb neapărat de la tine și, mă rog, încercați-o. Dacă aveți ocazia, citiți-o pe bune, chiar e o carte făinuță și e și mică. Deci... Da, am zis destul de ori că termin clipul ăsta și nu l-am mai terminat. Sper că v-a plăcut să mă urmăriți. Am avut un feedback foarte bun de la ultimul vlog postat și am zis că astea am să-mi și mie mai la îndemână să le filmez și chiar dacă vrează poate mai mult să le editez, pot să fac asta seara când termin cu un examen, de exemplu, sau când nu mai fac nimic, când sunt foarte obosită și mi-e mult mai ok așa decât să stau să filmez ceva concret. Mai am un video filmat, dar pe care n-am apucat să-l editez și nu știu când o să-l editez și nici nu știu când o să-l postez, pentru că nici post n-am știu când o să-l postez. Sper să reușesc să-l postez în weekend, maybe. Țineți în pumnii. Dar, gata, nu mai vorbesc. Ăsta a fost clipul de astăzi și de ieri. De fapt, de astăzi, pentru că, da, ieri oricum am filmat foarte puțin. Sper că v-ați făcut așa o idee. Un mic disclaimer acum la final, dacă se mai pune. Știu că... Da, videoul se numește O zi pentru un examen. Ideea e că nu o să le ai niciodată un examen pe ultima 100 de metri dacă este un examen pe bune. Un examen, de fapt, o materie care să fie complexă, ca de exemplu, nu știu, biochimie, fizio, biocel, nu. Nu aș putea, deci nu e posibil nici măcar să parcurgi, poate, odată tot cursul într-o zi. Dar elemente juridice, n-ai o materie unde sunt efectiv 15 pagini, mă rog, 15... Puțin mai mult de 5 pagini de parcurs, hai să spunem 25, și unde nu trebuie să stai efectiv să înveți, trebuie doar să îți însușești anumite cunoștințe. Ideea e că materia e destul de tricky din simplu fapt că sunt interpretabile destul de multe lucruri, pentru că nu ni se spune nimic concret. Pentru acei întrebări care sunteți la drept, probabil știți că na, legislația nu e foarte concretă pentru a lăsa loc de interpretări pentru procurori și nu judecători și avocați. Ca să ducă cazurile, sper acum să nu primesc prea multe comentarii de hate legate de asta, cazurile spre ce vor ei, cumva. Pentru că, na, asta înseamnă toată partea asta de judecată, mă rog, în fine. Și nu e nimic concret în anumite părți și, na, pentru ei e ok, dar pentru noi, având în vedere că avem un examen din chestia asta, e destul de aiurea să nu știi exact ce vor de la tine la o întrebare. Dar sper să fiu ok mâine, chiar sper asta. Adică, na, sper. În fine, dacă v-a plăcut acest clip, puteți să-i dați un like, puteți să-i dați și un share, pentru că m-ar ajuta foarte, foarte, foarte mult. Please! Puteți să-mi dați și subscribe și să apăsați pe clopoțel ca să prinzi mereu notificare când postez, pentru că ăla e, de fapt, adevăratul subscribe. YouTube-ul deja nu mai trimite notificări dacă doar postez, trimite notificări doar dacă apăsați pe clopoțel și, da... Pe mine o găsiți pe Instagram, aveți toate detaliile în descriere și noi ne revedem la următorul clip. Bye!